Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului efectuează periodic patrulări în cartierul Cunț pentru prevenirea faptelor prin care se încalcă legislația referitoare la păstrarea curățeniei, depozitarea de deșeuri și chiar arderea acestora, aspecte reclamate de zeci de cetățeni care locuiesc în cartier. În cadrul unei astfel de patrulări preventive a fost depistată o persoană care a dat foc unui cărucior de copil pe un teren viran de pe strada Zefirului. Femeia a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei. Acesta nu este primul caz de incendiere de resturi în zona respectivă. Poliția locală Timișoara atrage atenția că pe lângă disconfortul produs de fumul degajat, există și un real pericol ca focul să se extindă foarte rapid la casele de locuit din zona, motiv pentru care, deși sancțiunile aplicate sunt mari în astfel de cazuri, nu se face rabat de la a lua măsurile cele mai drastice.